Gheorghe Bani. Dar adu bună. Dau drumul. Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Teodor Avrămescu de la Complexul Sportiv Ghencea, terenul 6, meciul amical dintre Steaua București și CSM Focșani 2007, al treilea meci al sezonului.
al intersezonului pentru Steaua după victoria 1-0 cu Turis, gol marcat de Adrian Ilie, și 4-0 cu CSM Alexandria, goluri Cosmin Mihai, Enceanu Răzdan și Valentin Nicolae. De data aceasta, o altă echipă din Liga 3, seria 1, CSM Focșani, locul 5, cu 27 de puncte, 8 victorii, 3 meciuri terminate la egalitate și 4 înfrângeri pentru echipa oaspete de astăzi. Hai să vedem și care sunt cele două echipe și începem cu echipa oaspete, CSM Focșani 2007, în poartă cu Adrian Horvat, jucător de câmp Claudiu Juncănaru, Bogdan Panaite, Robert Bratu, Crinel Stoica, Cătălin Costin, Ștefan Pădineanu, Mihai Stancu, Ciprian Petre, Sergiu Jurj și Alin Lazar. Antrenor este Alin Chița. Echipa CSM Focșani a făcut și un cantonament la Băile Govora, a avut deja un meci amical, a învins cu 3-1 pe Metal Buzău, o echipă pe care o va întâlni și Steaua săptămâna viitoare, sâmbătă pe 22 februarie. Până atunci, miercuri pe 19 februarie la ora 12, Steaua întâlnește o altă echipă din Liga 3 pe Tunari. Așadar, Steaua în echipament galben, antrenorul Adrian Ilie, Vali Bărbulescu, Adrian Neagoe, Alin Robu, Rareș, Enceanu, Florin Răzdan și Robert Elec. Un meci de data aceasta pe gazon natural, după ce săptămâna trecută am jucat pe terenul sintetic, pe un frig necruțător, de data aceasta condiții mult mai bune, atât pentru sportivi, cât și pentru echipa de transmisie TV. Cele două echipe sunt aliniate la mijlocul terenului. Brigada de arbitri formată din Justin Daniel Isac la centru, ajutat la cele două tușe de Antonio Pricop și Ilinca Mazga. Așadar, să vedem acest meci amical. Reamintim, Steaua este lidera seriei 1 bucureștene din Liga a 5-a. Și Vali Bărbulescu și Ștefan Pădineanu, capitanii celor două echipe, sunt la centru pentru a alege terenul și mingea. Echipa antrenată de Daniel Oprița, așadar, se ia la întrecere în amicale deocamdată, testează aerul din Liga a 3-a. Și până acum a ieșit foarte bine, din ce în ce mai bine se joacă, se leagă jocul echipei roșii-albastre. În prima repriză, Steaua va ataca de la stânga la dreapta, iar CSM Focșani va avea lovitura de începere. Într-un echipament albastru deschis, jucătorii oaspeți are nevoie Steaua de meciuri și de adversari cât mai puternici, pentru că în campionat Steaua chiar nu are probleme, cu 129 de goluri marcate și doar 4 primite, la 5 puncte în fața următoarei clasate, Bucharest United. A început meciul! Steaua pune presiune pe adversar, Elec, și îl obligă pe portarul Adrian Horvat să degajeze. Intercepție bună a steliștilor. Florin Răzdan o pasă în careu, un șut de la distanță nu foarte precis al lui Marian Neagu. Sunt și aproximativ 50, poate 60 de suporteri în jurul terenului 6. Cu gazon natural, veni să susțină echipa Steaua. Deocamdată în tăcere, dar cu siguranță vor porni și scandările. Și la bine și la greu, galeria se află alături de Steaua București. Să vedem acest atac respins rapid de Marian Neagu. Neagoe, Neagu. Se duce Neagu, talonat de numărul 15, Alin Lazar.
Aruncare de la margine pentru steliști, rapid până la Neagoe, din prima în careul oaspeților resping fundașii central de la CSM Focșani. Lovitură de colț care va fi executată de Adrian Neagoe. O primă fază fixă. Au luptat jucătorii Stelei, Neagu foarte atent în apărare. A fost faultat de Sergiu Jurj. Este lovitură liberă pentru Steaua. Marian Neagu se retrage în apărare, vine în centru alături de Adrian Ilie, de fapt cei doi fundași laterali care burcă foarte mult cu mingile spre atac și lansează centrări în careul advers. Neagoe, mingea respinsă în primă fază, n-a mai ajuns Alin Robu la această minge. Bărbulescu lansează către Elec o centrare. Ciprian Petre a respins. Alin Lazar n-a reușit să paseze. Pădineanu. Morariu foarte bine se descurcă în lateral cu o alunecare. Venise să-l sprijine și Marian Neagu. Echipa lui Daniel Oprița se completează foarte bine. Fundașii vin și ajută mult, urcă pentru faza de atac, însă la fel se întâmplă și cu jucătorii în atac în fazele fixe din careul portarilor steliști. Vin și ajută. Este lovitură liberă pentru Steaua. Bărbulescu scurt până la Enceanu. Enceanu schimbă la Bactar. Adrian Ilie. Neagoe. N-ajunge pasa la Rareșenceanu. În dreapta se află demarcat Robu. Este preferat însă Neagu. Bărbulescu. Neagoe. O minge care ajunge în cele din urmă la Adrian Ilie. Bun stopul fundașului nostru. Aruncare de la margine pentru Steaua. Bărbulescu trebuie să se întrebuințeze serios pentru această minge, un pic cam lungă. Posesie pentru Focșani și este fault făcut de Bărbulescu. Vrâncenii reau atacul din propria jumătate, o lansare pe partea dreaptă, acolo unde se află Adrian Ilie, care trimite pe spate în afara terenului. Din nou un fault obișnuit de joc, lateral dreapta pe direcția de atac a echipei oaspete. Arbitrul Daniel Isac măsoară cei 9 metri și 15 centimetri, distanța regulamentară la care trebuie să stea zidul stelist, format din Enceanu și Răzdan. Neagoe respinge în primă fază Robu. Să iese frumos Enceanu faultat. Pe foaia de rezerve la echipa Steaua sunt mai mulți jucători. Horia Iancu pe postul de portar, apoi Cosmin
Mihai Dorin Capotă, Liviu Băjenaru, Alexandru Zaharia, Andrei Antohi, Vlad Nițu, Valentin Nicolae, Valentin Neaga și George Ban. În partea a doua a jocului, poate chiar la pauză, de obicei, Daniel Oprița, în funcție de scor, va efectua cu siguranță mai multe schimbări. Este un meci amical, poate face câte schimbări vrea, conform protocolului. Atac al focșenenilor și este fault. Petre a centrat, respinge cu siguranță Ovidiu Morariu. Rămâne mingea la focșenen, Cătălin Costin. Respinge Adilie. Și un foul din nou, ceva mai dur de data asta. Un atac din spate. Vali Bărbulescu cel faultat. Orice strigăt se aude pe acest teren, ținând cont că nu sunt tribune, și eu comentez la 3 pași de linia de margine. Morariu. Pe jos până la Robu. Neagoe și este aruncare de la margine pentru Steaua. Marian Neagu. Resping la întâmplare jucătorii de la Focșani până la Adrian Neagoe. Enceanu faultează. Este un meci aspru, nimeni nu cedează, echipele sunt în plină pregătire. Morariu, stop bun al lui Neagu, pasă bună și faulta din spate Alin Robu. Marian Neagu schimbă partea, Florin Răzdan față în față cu numărul 5 Jucănaru. Florin Răzdan a încercat un dribling, nu s-a dat nimic după căderea atacantului nostru. Adilie însă recuperează cu atenție. Bărbulescu, Bactar, din nou Bărbulescu, Adilie și portarul Teodor Meilă. Ovidiu Morariu. Fac pressing jucătorii de la Focșan, dar nicio problemă pentru portarul nostru. Era cu mâinile ridicate Alin Robu pe partea dreaptă, s-a preferat începerea atacului din stânga, acolo unde se află Adilie, acum în centru Bărbulescu. Lansare pe centru către Enceanu, resping Robert Bratu de la Focșan, Robert Elec, l-are în dreapta pe Florin Răzdan, care intră în carul de 16 metri. A fost respinsă în primă fază pasa în centru a lui Florin Răzdan. Au scăpat cu bine jucătorii de la Focșani, la centru Jurj. Faultă pentru Steaua București. Neagu întoarce către Morariu. Bactar. În dreapta se află Balin Robu.
în centrul Robert Elec, primește Elec, pasă cu călcâiul, interceptat atent de Pădineanu și faultează Bărbulescu chiar pe linia de la centrul terenului. Este și cred că va fi în continuare un joc aspru. A executat Robert Bratu. Bună intervenția cu pieptul a lui Bărbulescu. Neagoe. Și este fault. Neagoe. Lansare către Elec, izolat între doi fundași adverși. Adrian Horvat. Bun pressingul jucătorilor noștri. Florin Răzdan trimite în afară. Repunere pentru echipa oaspete. Bărbulescu cu capul, prea rapidă mingea pentru startul lui Elec. Greu ies din propria jumătate Focșeneni. Scoate în afară mingea Alin Lazar, aruncare de la margine pentru Steaua. Bărbulescu, capitanul echipei. Înaintează Rareșenceanu, reprimește Bărbulescu. Lansat Alin Robu în marginea careului. Poziția afară din joc. Ridică fanionul arbitrului Linca Mazga. Contră bună lui Alin Robu. Este aruncare de la margine pentru Focșani. ...20 de goluri marcate, 13 primite, gol averaj plus 7 pentru echipa focșeneană în seria 1 a Ligii a 3-a. Pasa lui Ciprian Petre către Cătălin Costin. Preluare și dribling a lui Teodor Meilă în fața lui Sergiu Jurj. Am intrat în minutul 15, după primul sfert de oră, Steaua în continuare la egalitate 0-0 în meciul amical cu CSM Focșani 2007 pe terenul 6 din complexul sportiv Steaua. Intervine bine Neagoe în fața lui Ciprian Petre. Răzdan pune mingea jos, au recuperat focșenenii. Petre, foarte bine și este faultat Adrian Ilie, care repune imediat, desfășurăm pe partea dreaptă. Va urca Marian Neagu în margine pentru Alin Robu. Sergiu Bacter. Mult venit la mijlocul terenului Florin Răzdan. Trebuie să-i scoatem din dispozitiv pe Focșeneni. O apărare foarte avansată. Și Rareșenceanu vine în propria jumătate pentru a recupera baloane. Bărbulescu. Enceanu. Bărbulescu. Din nou Enceanu. A încercat o pasă către Florin Răzdan, care faultează.
Mai are timp Daniel Oprița să construiască formule de echipă pentru a vedea care este cea mai bună, cea care dă randament cel mai bine. Atac al focșenenilor pe partea dreaptă. Un șut pe lângă poartă. Nicio emoție pentru Teodor Meilă. Dincolo de jumătatea terenului, degajarea lui Teodor Meilă. Cade Florin Răzdan. Adilie talonat și Ciprian Petre a încercat să intervină la această minge. Sergiu Bacter. Neagoe. Morariu. În centru din nou până la Neagoe. Vali Bărbulescu și Adrian Neagoe, responsabil cu distribuția paselor în atac și cu dirijarea apărării. Aruncare de la margine pentru Steaua. Neagu până la Morariu. Enceanu. Adilie. Cercat să întoarcă. A respins Claudiu Juncănaru. Enceanu, un dribling scurt, a căzut însă. Posibilitatea de contraatac pentru Oaspeți și poziția afară din joc, într-adevăr, la numărul 2, Ciprian Petre. Chiar aproape de jumătatea terenului. Da, era o situație bună pentru Oaspeți de a se lansa către poarta lui Teodor Meilă. Neagoe. Neagu, Robu, din nou către Neagu. N-a reușit să ajungă la această minge. Sergiu Jurj pierde mingea. Bărbulescu, dribling frumos. Steaua a alcătuit, de fapt Daniel Oprița a alcătuit la Steaua un lot cu multă experiență, care, zic eu, n-ar avea niciun fel de probleme la promovare și nici în Liga a treia. Lansare către Alin Robu. Neagu. Blocat în tentativa de a centra în careu de 16 metri. Țâșnit Alin Lazar. Caută cu echipier, se apropie de careu de 16 metri și nu se fluieră nimic la intervenția din marginea careului. Bacter a fost cel care a reușit să-l depozedeze pe jucătorul din Focșani. Da, s-a alergat mult, destul de puține faze de poartă, am intrat în minutul 21. Adilie aruncă rapid de la margine până la Neagoe. Bărbulescu atacat de Jurj. Lansat Adilie, centrare din prima și lovitură de cap al lui Neagu peste apărarea focșenenilor, dar până în brațele lui Horvat. Lazar. Cercat să-i fure mingea Enceanu și este faultat Lazar. Nu se dă nimic. Steaua, posibilitatea de atac și abia acum arbitrul oprește mingea să vadă cât de grav este accidentarea lui Alin Lazar. La ocazia de mai înainte, Florin Răzdan s-a aflat față în față cu
portarul Adrian Horvat. Portarul focșenenilor însă a fost foarte bine plasat. Vă reamintesc că miercuri 19 februarie de la ora 12 puteți urmări meciul amical dintre Steaua și Tunari, o altă echipă de Liga a 3-a. Focșani, vă spuneam, locul 5 în seria 1 a Ligii a 3-a, are în față următoarele echipe: Bucovina Rădăuți, Ceahlăul Piatra Neamț, Foresta Suceava și Aerostar Bacău. Oaspeții noștri vor reîncepe campionatul pe 7 martie, un joc pe teren propriu la Focșani cu Ozana Târgu Neamț. Steaua va începe campionatul pe 28 februarie, dacă rămâne această dată, vineri sau poate sâmbătă pe 29, un meci în deplasare în etapa 17-a pe terenul lui CSFC Dinamo. Și a revenit în cele din urmă jucătorul focșanului Alin Lazar. Pasă pe spate a lui Ciprian Petre, în centru Sergiu Jurj. Foarte bună deposedarea prin alunecare a lui Adrian Neagoe. Pasă însă mult prea lungă pe partea stângă. Faultează Florin Răzdan de data aceasta în dorința de a ajunge la minge mai repede. ...80 grade la București și aici în cartierul Ghencea. Până la urmă, decât ploaie sau frig, este o vreme bună pentru fotbal. Gazonul de pe terenul 6 se află în condiții foarte bune, s-a dus de mult zăpada de acum o săptămână și ceva. În stânga Alin Lazar a încercat să treacă în dribling de Robo, a intervenit foarte bine Marian Neagu, care ține mingea. Morariu Bărbulescu a încercat să-l lanseze pe Florin Răzdan. Foarte atent la minge a fost numărul 5, Claudiu Juncănaru de la CSM Focșani. Și din nou lovitură liberă pentru echipa oaspete de la distanță mare de poarta lui Teodor Meilă. Sunt aproximativ 35 de metri. Ușor lateral dreapta, a executat rapid Mihai Stancu. Ciprian Petre, un șut însă pe lângă poarta lui Teodor Meilă. Suntem în minutul 25, Steaua, CSM Focșani, 0-0 într-un meci amical. În dreapta se duce degajarea lui Meilă către Robert Elec. Neagu. Iese portarul și reține din fața lui Robert Elec. Din nou poziția afară din joc pentru un jucător de la CSM Focșani. Prompt a ridicat fanionul arbitrul Antonio Pricop. Morariu Neagu. Lansare în stânga. Mingea se ducea la
Florin Răzdan aruncă de la margine, Adrian Ilie, Neagoe, din nou Adilie. Morariu trimite în margine, Neagoe și Juncănaru au luptat pentru această minge. Bărbulescu, Adilie, întoarce până la Bacter, greu de atacat poarta lui Adrian Horvat. Alin Robu, Neagoe, frumos dribblingul. Încercat în centru către, ajunge mingea la Robert Telec, pasă către Enceanu, Enceanu care de 16 metri pe lângă. Da, o fază periculoasă, n-a fost foarte precisă șutul lui Rareș Enceanu, însă o fază bună care a pus în pericol poarta lui Adrian Horvat. A respins portarul Focșenan, lovitură de colț pentru Steaua. Lovitură de cap al lui Bacter peste poartă. Bacter și Morariu vin de multe ori la fazele fixe pentru că sunt jucători înalți și pot plasa lovitura de cap. Nu se grăbește Adrian Horvat, așteaptă ca fundașii să urce cât mai mult spre terenul stelist. Reține mingea Mihai Stancu. Intervine foarte bine Alin Robu, care se faulta din spate de către Ștefan Pădineanu, capitanul focșenenilor. Un fault venit la timp pentru echipa oaspete. Robert Telec se afla în față și putea interveni la minge dacă reușea Alin Robu să paseze cum trebuie, dacă nu era faultat. Bărbulescu. Neagu reușește centrarea pe colțul lung, dar și pe lângă poarta lui Adrian Horvat. N-a trecut de jumătatea terenului, degajarea lui Adrian Horvat, posibilitatea pentru steliști, dar trimite pe spate Robert Bratu. Posibilitatea de contraatac cu lansarea lui Alin Lazar, iese foarte bine Teodor Meilă, dincolo de propriul careu. Alin Robu luptă pentru această minge, intervine bine Bărbulescu, Robu din nou în marginea terenului și lovitură. Aruncare de la margine pentru oaspeți. Crinel Stoica respinge bine Morariu. Robert Elec, izolat între doi adversari, trece mingea și se faultat. Imediat fundașii steliști avansează. Bacter. Neagoe. Pe aceeași parte către Adrian Ilie. Foarte bun driblingul puștiului. Cu călcăiul către Neagoe. În careu Bacter Belec n-a reușit să împingă mingea, a trecut un pic în față. Din nou situație bună pentru Steaua. Și Alin Robu s-a aflat un pic mai în spate.
are de luptat Belec în careul advers, întotdeauna doi jucători adversi în preajma sa. Umbra lui este Robert Bratu. Cât pe ce să primesc și o minge. A trimis în afară Sergiu Jurj, aruncă Marian Neagu. Și din nou o aruncare pentru steliști, trimite în afară Alin Lazar. Foarte bine intervine Neagoe, liber, șutează pe spațiul porții, prinde Adrian Horvat, șut cu piciorul stâng. Nu prea avea soluții de a pasa, stânga sau dreapta. Bună pasa lui Ciprian Petre, dar poziția afară din joc. Nu, era un fault. Alin Robu. Se uită în față către Enceanu. A respins foarte bine Robert Bratu. Și Stoica până la propriul portar. Întoarce Lazar. Intervine foarte bine Morariu. Neagoe Enceanu, care de 16 metri centrează. Și este bară! Bară, cea mai bună fază. Parcă prea relaxat Adrian Neagoe. Cea mai importantă fază, Steaua putea deschide scorul în minutul 34. Cea mai mare ocazie a meciului, minutul 34, un șut în bară al lui Adrian Neagoe. Steaua are atacul cu Morariu. Pe centru, prea puternică, nu putea ajunge la această minge, era Reșenceanu. Rămân avansat steliștii. Degajare nu foarte puternică a lui Adrian Horvat. Adrian Ilie, Bărbulescu, reprimește Adrian Ilie. Se strecoară Florin Răzdan, aruncă de la margine până la Enceanu, cere mingea Neagoe, în față se află și Robu. Șut din prima, de data aceasta Florin Răzdan. Trebuie să pice și golul până la pauză. Ne apropiem din ce în ce mai periculos de poarta lui Adrian Horvat. CSM Focșani de momente bune în propria jumătate. Fundașii Stelei aproape de linia de centru, Adi Ilie, Bacter, Morariu și Marian Neagu. Morariu cu capul lansează pe Enceanu, pasă către Florin Răzdan, nu ajunge repede la minge. Jurj cu capul până la numărul 2, Ciprian Petre. Bacter însă nu are nicio problemă, pasează greșit, revine Ciprian Petre, talonată de Adrian Ilie și este lovitură de colț pentru CSM Focșani. Ciprian Petru, cel care va executa această lovitură de colț. 5 jucători, Focșani 6 în careul stelist, aglomerație mare, în față n-a rămas decât Robu. Enceanu țâșnește pe partea dreaptă, s-a uitat să vadă un coechipier și este aruncare de la margine. A trimis Pădineanu în afară,
foarte aproape să ne dărâme și un operator. Este riscul meseriei. Neagoe. Neagu. Din nou aruncare de la margine. A trimis în afară Alin Lazar. Bakhtar. Elec cu pieptul întoarce pentru Adrian Ilie, o centrare acolo unde se află doar Robu, dar și Crinel Stoica. Insistă Bărbulescu, Pădineanu, lovitură liberă pentru Steaua. Un pic de frustrare pentru Cătălin Costin la această fază. Nu știu dacă un cartonaș galben ar calma un pic spiritele. Este un meci amical. Evident, sunt orgolii normale de a câștiga o minge, un atac și de a câștiga în final partida. Dar până la urmă nu este decât un meci amical. Maria Neagu. Enceanu ar avea un culoar. Pasează Bărbulescu din nou înapoi până la Morariu. Dribling frumos, Bărbulescu încearcă să întoarcă Alin Robu. S-a vrut o pasă mai în centru către Neagu. Cercat o pasă din prima, Alin Lazar, pierduse startul Jurj. Vine din spate Crinel Stoica și rezolvă situația Morariu. Foarte bună preluarea lui Enceanu către Robert Telec. Caută să-și pună mingea pe piciorul de șut în marginea careu de 16 metri. Enceanu l-are și pe Robu. Robu poate șuta. Șutează și marchează. Robu înscrie 1-0 pentru Steaua în minutul 39. Bine, Robu! Am anticipat bine, golul a venit până în pauză, o fază care a mers foarte bine, s-au înțeles în atac jucătorii lui Daniel Oprița. Nu a contat cine trage la poartă, Belec, Enceanu și cel mai bine plasat a fost Alin Robu, care a marcat din 7-8 metri. Așadar, din minutul 39, Alin Robu o aduce în avantaj pe Steaua în amicalul cu CSM Focșani. Încă 5 minute și ceva până la pauză. Aruncare de la margine pentru Focșani. Mingea depășise cu întreaga suprafață linia din lateral. Din nou un fault obișnuit de joc la centrul terenului al lui Vali Bărbulescu. Stoica în centru. Dribling al lui Jurj. Spațiu de manevră pentru Mihai Stancu. Respinge foarte bine Alin Robu, venit în sprijinul apărării. Răzdan n-a reușit să agațe această minge. Lovitură de colț pentru CSM Focșani, care iată se aruncă în atac în minutele rămase până la pauză. Doar Robu rămâne în față, talonat de Crinel Stoica. Din nou careu aglomerat, a respins Bărbulescu în prima fază. O recentrare, boxează Meilă.
Și iată un gol egalizator, o boltă a lui Mihai Stancu, care egalează în minutul 42. Doar 3 minute s-a aflat Steaua în avantaj. O greșeală la o fază fixă, o minge după corner recentrată tot de pe partea dreaptă și Mihai Stancu restabilește egalitatea. Robu, Enceanu. Bărbulescu, reprimește Enceanu, din nou Bărbulescu. Minge care se ducea spre Elec. Face pressing Robu, foarte bine. Pasă Enceanu, un șut frumos și este gol! Rareș Enceanu! Faze din ce în ce mai frumoase. Enceanu, momentul 43, la doar un minut reușește să-și aducă din nou echipa în avantaj. Șut cu stângul, mingea s-a dus teleghidată spre vincul porții lui Adrian Horvat din, cred că era marginea careului de 16 metri. Foarte bună această revenire a steliștilor la chiar primul atac după ce gazdele au reușit să egaleze și roșialbaștri, echipați în galben astăzi, reușesc să preia conducerea. Stancu, Robert Elec luptă cu Răzdan acolo, ține mingea și aruncare de la margine pentru Steaua. Enceanu întoarce până la Bactar. Morariu, Bărbulescu, Neagu. Morariu face pressing, Sergiu Jurj. Foarte avansați jucătorii focșeneni. Robu, Neagoe, are spațiu de manevră pe partea dreaptă. Minge în față pentru Elec și agață mingea portarul Horvat. Enceanu pierde mingea și tot el încearcă o alunecare. Fault. Vor repune jucătorii echipei oaspete Rapid prin Ciprian Petre. Atent Adilie, Robert Elec. Neagu. Și în acest moment arbitrul Daniel Isac pune capăt primelor 45 de minute. Scor la pauză în amicalul între Steaua București și CSM Focșani 2007. 2-1 pentru Steaua, goluri pentru echipa roșialbastră Alin Robu și Rareș Enceanu, pentru oaspeți Mihai Stancu. Vom reveni după pauză. Rămâneți alături de Steaua TV.
da. Am mai intrat, cred că nu știam, Alex Zaharia. Gata, cu cum? Părut Neagoie. Adică cine a mai ieșit în afară de Neagoie? I-ai mâncat la tata pe el. A, Robu, da. Bravo. Avea și 10. Hai că dau drum. Ne-am reîntors la partida dintre Steaua București și CSM Focșani 2007, meci amical pe terenul 6 din complexul sportiv Steaua. Bun, minutul 39 și Rare Șenceanu în minutul 43 pentru echipa gazdă. Pentru oaspeți a marcat Mihai Stancu, minutul 42. Doar două schimbări efectuate de Daniel Oprița la pauză. A ieșit Adrian Neagoe și Alin Robu, au intrat cu numărul 30 Liviu Bojenaru și Alex Zaharia. Hai să vedem continuarea acestui meci care devenea din ce în ce mai interesant pe finalul primei reprize. În echipament Bleu, oaspeții de la CSM Focșani 2007, vă spuneam, în seria 1, Liga a 3-a, locul 5 după 15 etape. Steaua are două victorii în intersezon, 1-0 cu Turis și 4-0 cu CSM Alexandria. Iar săptămâna viitoare, în direct pe Steaua TV, miercuri de la ora 12, Steaua și Tunari, o altă echipă de Liga a 3-a. Pădineanu. N-am sesizat vreo schimbare la echipa oaspete, dar ele cu siguranță se vor face pe parcurs. Este un meci amical. Până la urmă nu contează, fiecare antrenor își testează echipa. Este un fault. Liviu Bojenaru, cel care a faultat. Bojenaru și Alex Zaharia la mijlocul terenului, în locul lui Adrian Neagoe și Alin Robu. Steaua a avut în prima repriză și un șut în bare al lui Adrian Neagoe. Faultat Bakhtar. Adilie urcă pe partea stângă, l-are în spate pe Cătălin Costin, intră în careu de 16 metri, reușește să centreze și aproape de un autogol reține portarul focșenenilor. Bogdan Panaite din nou până la portarul horvat. Foarte bine, recuperează Elec, un șut în colțul lung peste poartă, din păcate. Bună acțiunea lui Robert Elec, a recuperat din fața lui Robert Bratu. Și începe să se audă încet încet și galeria stelistă. Cred că s-au strâns 60-70 de suporteri în marginea, în jurul terenului. 6 din complexul Steaua. Degajează Adrian Horvat. Nici până la jumătatea terenului. Bojenaru, Adilie. Din nou Bojenaru, Bărbulescu. A trimis în față către Elec. Au recuperat oaspeții. Foarte atent Marian Neagu. Elec, foarte bună devierea către Andrei Antohi, acum l-am văzut și pe el în teren. Numărul 11, golgheterul Stelei, cred că a intrat în locul lui Florin Răzdan. Nu, Răzdan este pe teren.
în ce an a fost schimbat. Da, Rare și Enceanu, autorii celor două goluri, Robu și Enceanu, schimbați la pauză. Și la Steaua a intrat în poartă Horia Iancu în locul lui Meilă. Degajare a lui Juncănaru, centrarea lui Juncănaru. Lovitură de colț pentru Focșani, care, iată, pune presiune pe poarta stelistă. Ies frumos din apărare, Băjenaru către Florin Răzdan, îl lansează pe Alexandru Zaharia. Zaharia recentrează în centru, Florin Răzdan în marginea careului, Bolt pe lângă poartă. Un jucător stelist căzut în propriul careu în fața porții lui Horia Iancu. Alex la portar și dă la primire. Ovidiu Morariu căzut în fața porții, s-a accidentat la cornerul de mai înainte. Să vedem dacă va mai fi o schimbare. Cosmin Mihai sau Dorin Capotă ar putea să ia locul lui Băjenaru, dacă lui Morariu, dacă acesta nu-și poate reveni. A recuperat Antohi, Zaharia. N-are cu cine combina în față, Bărbulescu călcat de numărul 15, Alin Lazar. Pasă și ratare uriașă a lui Robert Telec din fața porții. O pasă venită frumos din stânga de la Andrei Antohi. Ocazie bună pentru Steaua de a-și mări avantajul. Din ce în ce mai agitat pe margine, Alin Chiță, antrenorul focșenenilor. Neagu. Foarte bine recuperează Zaharia în dreapta către Florin Răzdan. O centrare Antohi către Elec, jonglează cu mingea, șutul nu vine. N-avea situație bună, culoar Bărbulescu. Și posibilitatea de contraatac pentru Focșani, un fault de cartonaș galben al lui Neagu. Da, a fost un fault tactic, a oprit o situație bună, puteau să se ducă spre poartă jucătorii oaspeți. Marian Neagu verde vede cartonașul galben. Și Daniel Isac acordă primul cartonaș galben al meciului. Bacter dribulează frumos, pasă până la Adilie, în stânga l-are pe Zaharia, primește Zaharia, intră în centru, lansează pe Florin Răzdan, care au de 16 metri. Florin reușește să intre în poziția mingii, Robert Telec în spate, dar acolo nu s-a aflat decât Ștefan Pădineanu. Jocul are viteză. Băjenaru
ținut de un adversar, fault obișnuit, Ciprian Petre, cel care a obstrucționat. Adilie. Bărbulescu. Maria Neagu. Robert Elec faultează pe Bogdan Panaite. Minutul 55, în continuare Steaua conduce cu 2-1 pe CSM Focșani într-un meci amical. Respinge Morariu, Băjenaru vede liber pe Adrian Ilie, este Zaharia mai rapid, schimbă imediat în diagonală. Florin Răzdan creează panică, de câte ori intră în careu de 16 metri advers, a încercat să centreze, a fost blocată, rămâne în continuare la minge, Bărbulescu, Neagu și aruncare de la margine pentru Steaua. Se produce o schimbare la Focșani. Aglomerată partea dreaptă de atac a Stelei și este aruncare de la margine pentru echipa frânceană. Respinge Morariu. Bacter până la Horia Iancu. Respingere. Băjenaru reușește să intervine la această minge. Bărbulescu, Elec. Din nou Băjenaru. Bacter până la Morariu. Aruncare de la margine pentru Steaua. Băjenaru. Se schimbă partea de atac. Adilie. Faultează Adilie. Venise să-l ajute acolo Alex Zaharia. Pressing al lui Antohi. Depărtează pericolul Horvat. Steaua rămâne în față. Robert Elec. Degajare și frumoasă lovitură de cap. Faza nu s-a încheiat. S-a cerut lovitură de la 11 metri. A căzut Florin Răzdan. Exact, suporterii Stelei se află exact la poarta CSM-ului din Focșani. Acum un șut respinge Bacter. Este faultat însă Horia Iancu. Doi la unu pentru Steaua în continuare, dar mult mai multe ocazii pentru echipa militară. O bară în prima repriză, alte două faze în partea a doua a jocului. A ieșit Florin Răzdan de la Steaua. A intrat Vali Nicolae cu numărul 9.
Schimbările se efectuează rapid, este un meci amical, important este să se joace 11 la 11. Horia Iancu în partea dreaptă, a sărit Antohi, a pus mingea jos, Antohi a prelungit către Niculae, aruncare de la margine pentru Steaua. Lovitură liberă pentru Steaua. Vali Bărbulescu potrivește mingea. Să vedem dacă va fi o pasă sau o centrare spre carul de 16 metri. Pasă pe jos până la Zaharia. Nu se fluieră nimic. Intervine foarte bine Bărbulescu. Genaru cere mingea Niculae și o primește în carul de 16 metri. Șut blocat al lui Niculae, lovitură de colț pentru Steaua de pe partea stângă de atac. Liviu Băgenaru va executa de pe partea stângă. Resping cu capul oaspeții, mingea însă ne revine. Bărbulescu pasează la Neagu și reprimește. Aruncare de la margine pentru Steaua. Minutul 61, în continuare Steaua, CSM Focșani 2-1. Niculae foarte insistent, un șut, bară! A doua bară a Stelei. Neagoe în prima repriză și Valentin Niculae în partea a doua. Băgenaru până la Adrian Ilie. Zaharia. Elec și Antohi așteaptă în față o pasă sau o centrare. Zaharia imediat atacat de un jucător de la Focșani. Mingea în apărare, Bacter până la Horia Iancu. Ține bine de minge Bogdan Panaite. Insistent Elec, dar îl faultează pe Ștefan Pădineanu. Jucănaru. Insistent Robert Elec, la o fază ceva mai înainte era foarte aproape să ajungă la minge. Spațiu de manevră pentru Jucănaru. Au combinat bine la mijlocul terenului jucătorii oaspeți, însă totul se oprește cam la 30 de metri de poartă, apărat acum de Horia Iancu. Valentin Niculae pe partea dreaptă, nu poate controla bine mingea, este pusă jos, singur, izolat, nu vine nimeni să-l ajute. Băgenaru abia acum reîntoarce către Maria Neagu. Și o lovitură de cap al lui Elec. Din semi-plonjon, nu i-a venit chiar foarte bine mingea pentru a reuși să plaseze lovitura cu efect.
Se joacă din ce în ce mai pe contre. Doar oaspeții nu au avut ocazie în această repriză. Un faul la jumătatea terenului. Se mai produce o schimbare la echipa din Focșani. Oaspeții au nevoie de jucători proaspeți. Și în schimbări a făcut și Daniel Oprița la pauză. Nici o problemă pentru Horia Iancu. Antohi pe spate, n-ajunge Elec la această minge, dar este insistent, Băjenaru vine din spate. Băjenaru intervine foarte bine, Adilie întoarce la Băjenaru. Bakhtar. A sărit la această minge Robert Elec. Zaharia și Adilie au făcut pressing. Fază de atac a focșenenilor. Vine din spate foarte bine Valentin Niculae. Băjenaru, Bărbulescu. Zaharia, spațiu de manevră pe partea stângă. Încearcă să intre în centru, un dribling, intră în careu de 16 metri, să vedem pasa pe jos sau centrare pe sus. Pe jos, dar reluare din prima lui Valentin Niculae peste poartă. O nouă fază bună de atac a Stelei. Se vede că sunt faze lucrate la antrenament de către elevii lui Daniel Oprița. Acum focșeneni, un atac în inferioritate numerică însă. Zaharia intervine și reține această minge. Adilie, Bărbulescu. Băjenaru. Scapă mingea în margine, Marian Neagu. Se grăbesc focșenenii. Vă reamintesc că în prima repriză Steaua a deschis scorul minutul 39. Egalarea vin 3 minute mai târziu. Iese bine Horia Iancu și reține. Iar un minut după egalare, Steaua a reușit să marcheze prin Rareș Enceanu. Un fault în cercul de la centrul terenului, Bărbulescu cel faultat. Steaua are atacul. Marian Neagu. Bakhtar are mai în față pe Zaharia, că trebuie să duce mingea. Bună achiziția lui Alexandru Zaharia în intersezon. Bărbulescu. Băjenaru. Din nou Zaharia cearcă să-și facă mingea pentru dribling, centrare și reține Adrian Horvat. Thank you.
Încă două schimbări, se pregătesc pe margine pentru Steaua. După această lovitură liberă a oaspeților. Lovitură de colț pentru CSM Focșani. Resping steliștii. Rămâne însă posesie focșăneană. O centrare în care o până în margine și nu iese nimic din această fază. Să vedem cine sunt cei schimbați. A intrat Nițu, Vlad Nițu, numărul 99 și Cosmin Mihai, numărul 17. Asta înseamnă că a ieșit Adi Ilie. Zaharia, Cosmin Mihai a învăluit pe partea stângă, Bărbulescu. Aruncare de la margine pentru Steaua. Valentin Nicolae, Băjenaru, Zaharia nu poate agăța această minge. Dar Robert Telec i-a lăsat locul lui Vlad Nițu. Doar Neagu Morariu și Bacter în apărare și Vali Bărbulescu la centrul terenului au rămas din echipa de start. Destul de liniștit acum pe bancă sau în fața băncii Daniel Oprița, care a schimbat mai mult de 3 sferturi din echipă. A avut momente și când a fost agitat. Nu este deloc ușoară viața antrenorilor, în special dacă au fost jucători de un în alt nivel. Un fault, se pare ceva mai dur, un jucător de la Focșani rămâne întins pe gazon și primește îngrijiri medicale, să sperăm că nu este nimic foarte grav. Vă reamintesc că săptămâna viitoare, miercuri, 19 februarie, de la ora 12, puteți vedea în transmisiune directă pe Steaua TV, amicalul între Steaua și Tunari. Steaua TV încearcă să vă ofere cât mai multe competiții și știri din toate sporturile. De la sfârșitul anului trecut, în afară de fotbal, ați văzut transmisiuni de basket, de volei, de handbal, polo, ieri și alaltăieri transmisiuni din Cupa României. Și vor urma și multe alte surprize. Până când redacția se va muta în sediul noului stadion.
Nițu lansează pe Valentin Nicolae. Prelungire cu capul. Aruncare de la margine. Foarte bună viteza lui Valentin Nicolae și de obicei pofta de joc și de gol atacantului stelist. Ori de câte ori este trimis în teren de către Daniel Oprița. Centrare înaltă. Prinde cu siguranță Adrian Horvat. Nu s-a lăsat intimidat de suporterii steliști aflați dincolo de gard în spatele porții. E bună puțină presiune pe jucătorii adversi, așa cum își doresc jucătorii de la toate echipele, volei, handball, basket, polo, să fie susținuți din tribună de către suporteri. Abia așteptăm să inaugurăm și terenul 5, noua tribună, noul gazon și sperăm noi și noua cabină de comentariu. Băjenaru. Sergiu Bactăr l-are în stânga pe Cosmin Mihai, care primește. Vedem față pe Zaharia, păstrează partea. Și poziția afară din joc, semnalată de arbitrul Antonio Pricop. Bactăr a încercat o recuperare. Focșenenii dezvoltă atacul pe partea stângă. Vedem centrare. A luptat Bactăr un șut, însă pe lângă poartă. Puternic, dar mult pe lângă poarta apărată de Horia Iancu. Monumentul 77, în continuare Steaua, CSM Focșani, într-un meci amical pe terenul 6 din Ghencea, 2-1. Goluri înscrise de Balin Robu și Rareșenceanu pentru Steaua, Mihai Stancu pentru CSM Focșani. Lovitură liberă pentru Steaua, aproape de punctul de la mijlocul terenului, Băjenaru până la Bărbulescu. Centrare spre Zaharia, Juncănaru până la propriul portar. Da, oprește recordul. Nu strimul recordul. Trimite în afară Maria Neagu. Încă o schimbare la echipa oaspete. A ieșit Sergiu Jurj. Focșenene aruncat de la margine. Valentin Nicolae și-a făcut mingea prea lungă, insistent, rămâne la minge, a reușit să șuteze însă slab. Avea o variantă și pe partea stângă, acolo unde se afla Alexandru Zaharia, n-a mai reușit. De multe ori intră în careu de 16 metri Valentin Nicolae și adversarii îl pierd pe teren, îl rămâne în urmă. Din nou Valentin Nicolae, șut în diagonală, peste poarta lui Adrian Horvat. Nu se grăbește Adrian Horvat să repună mingea în joc. Adinițu și cu Antohi rămân avansați.
Bărbulescu. Antohi, din nou Bărbulescu lansează pe Zaharia, să vedem dacă reușește să ajungă atacantul Seliz la minge. Mai rapid a fost Juncănaru. Situație bună de contraatac, lansare și să vedem un șut, este egalitate. Reușește Focșanu să înscrie în minutul 80. Ștefan Pădineanu reușește să marcheze. Pentru CSM Focșani. Noi Pădineanu este numărul 23 care a intrat în partea a doua a jocului. Și sincer să fiu, echipa oaspete nu mi-a dat în prima fază și jucătorii de rezervă. Este 2-2. Mai sunt 10 minute din această întâlnire. Bacter către Nicolae. Aruncare de la margine pentru Steaua. Băjenaru pierde prin planul această minge. Este lovitură de colț pentru Steaua. Niciun jucător stelist nu poate interveni la această minge. Din nou situație de contraatac, dar se ratează momentul. Nițu până la Neagu. Bacter, Cosmin Mihai. Lansat Valentin Nicolae, foarte bun stopul lui Nicolae. Un șut până în brațele lui Horvat. Da, bună situația. Șut pe poartă. Facem pressing și Cosmin Mihai intră în posesia mingii Zaharia. Și Zaharia, viteză bună, Băjenaru în care o va centra și... Nu se dă nimic la această intervenție. A căzut Marian Neagu în careu. Neagu se retrage în apărare. Jucătorii n-au protestat, dar suporterii, ăsta este rolul lor, să pună presiune pe adversar și pe arbitru. Rămâne 2-2. Steaua CSM Focșani după ce echipa oaspete a egalat în minutul 80. Zaharia. Aruncare de la margine pentru echipa oaspete. Da, și exact cum speram, suporterii la greu și încurajează echipa. Cred că s-au strâns mai bine de 100 de suporteri în jurul terenului.
S-a aflat la fault în atac, în marginea cărui de 16 metri. Horia Iancu va degaja. Ușor spre stânga la Zaharia, care prelungește până la Antohi, resping Focșeneni, Bărbulescu pe spate, pune mingea jos, Bactar Morariu, Horia Iancu. Minge lungă, care se îndrepta către Antohi sau Nicolae Bărbulescu. Întoarce mingea. Nu prea are cu echipier în apropiere. Vine în spate Cosmin Mihai. Încerca dribblingul, nu i-a reușit. Și foarte bine ajută Zaharia. Către Antohi, în stânga către Nițu. Nițu încearcă să treacă pe lângă un adversar. Pasează pe jos doar până în brațele lui Horvat. Aruncare de la margine pentru Steaua. Cosmin Mihai urcă jucătorul Stelei cu mingea la picior în dreapta. S-a vrut o pasă către Nicolae. Nicolae rămâne în posesia mingii doar pentru moment. Contraatac al Focșenenilor și este un foul din spate de cartonaș galben pe care îl vede Nicolae îndreptățit. Era o situație destul de periculoasă, avea spațiu de manevră jucătorul oaspeților. Încă 3 minute și jumătate din această întâlnire. Steaua, CSM Focșani 2-2. La finalul meciului vom avea și interviuri în direct. Colegul meu, Elsion Vaso, va încerca să aduc la microfonul Steaua TV jucătorii de la Steaua. Bactar. Lansat din nou Nicolae, vine din urmă Neagoe. Lovitură de colț pentru Steaua, o situație bună pentru a mai marca o dată. Centrare în careu, resping Focșenenii, mingea revine la Băgenaru. Steaua aruncă de la margine. Neagu reușește centrarea, lovește cu capul Antohi, respinge Horvat. O nouă ocazie pentru Steaua. Frumoasă lovitura de cap a lui Andrei Antohi. Și lovitură de colț, Băgenaru o va executa. Ies din apărare, contraatac, posibilitatea de contraatac, jucător liber pe partea dreaptă, Cosmin Mihai, foarte sigură intervenția. Mai puțin de 2 minute, trage de timp Adrian Horvat, nu este un meci de campionat, ar trebui să dea drumul la joc. Bună intervenția lui Neagu, unul dintre cei mai buni jucători din acest meci. Antohi, n-are posibilitate de șut, Zaharia. Cine șutează? Băgenaru întoarce
Zaharia din nou, în care de 16 metri are doi adversari în față. Poate ar fi bine să paseze în spate. Șut. Nu poate relua Antohi din acea situație. Este lovitură de colț pentru Steaua. Poate ultima ocazie. Am intrat în minutul 90. Băjenaru se mai duce odată să execute până la Neagu. Recentrare și din nou o lovitură de colț. Cred că va fi de data aceasta o centrare direct în mijlocul careului. Resping din nou Focșăneni, prinde portarul horvat. Dar din afară, a treia lovitură de colț la rând, la poarta oaspeților. Bacter a sărit acolo, faza nu s-a încheiat, aglomerație mare de jucători, un șut al lui Neagu, Băjenaru recentrează și o boltă peste poartă, reluarea lui Nițu. Ca de obicei, Horva nu se grăbește. Am depășit minutul 90 din amicalul Steaua CSM Focșani. Bărbulescu, Zaharia încearcă să pună mingea jos. Este singur, se dublează în apărare jucătorii focșăneni. Cosmin Mihai, ușor faultat. Este lovitură liberă pentru Steaua. Bărbulescu șutează către un Focșan, într-un Focșan care n-a păstrat distanța regulamentară. Este chiar autorul golului egalizator de la Focșan. O minge Perinic în spate. Băjenaru până la Morariu, care recentrează. Cearcă să vedem, poate șutul lui Bărbulescu, respins din fața porții. O nouă lovitură de colț de pe partea stângă. Suporterii impulsionează peste liști. Același Băjenaru va executa și de pe partea cealaltă. Vine Bărbulescu la o pasă scurtă. Cred că va fi totuși centrare în careu. Cine rea cu capul, a sărit Morariu, a căzut, posibilitatea de contraatac. Doar Neagu și vine Zaharia mult în spate, agață mingea Maria Neagu. Cosmin Mihai primește pe această parte stângă și niciun șut, nici centrare. Și în acest moment se încheie meciul amical dintre Steaua și CSM Focșani. 2-2 pentru Steaua, au marcat Alin Robu și Rareșenceanu în prima repriză. Pentru Focșani, în prima repriză Mihai Stancu, iar în a doua a egalat la 2 jucătorul cu numărul 23. Aici se încheie amicalul nostru, așteptăm să vedem care dintre jucătorii Stelei va veni de la interviul pe care îl va lua colegul meu Elsion Vaso. Vă reamintim, săptămâna viitoare, miercuri, un nou meci amical pentru Steaua, în direct la Steaua TV. Steaua întâlnește pe Tunari
miercuri 19 februarie de la ora 12. Sâmbătă va fi ultimul amical al Stelei, tot de la ora 12, tot în complexul sportiv Steaua, meciul dintre Steaua și Metal Buzău. Invitatul lui Elsion Vaso este portarul Horia Iancu. Eu sunt Teodor Avămescu, vă mulțumesc pentru atenție. Ultimul cuvânt îl va avea Horia Iancu și Elsion Vaso. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, bun găsit tuturor. 2-2 astăzi Horia, însă o atitudine bună care le-a plăcut și sub adversarii mai buni, atunci devii și mai puternic. Cât de dornic ești să joci pe noul stadion? Foarte dornic. E unul din obiectivele mele. Ok, îți mulțumesc frumos, Horia, și multă baftă în continuare. Vom sta de vorbă și cu Liviu Băjenaru, unul dintre cei mai experimentați jucători ai Stelei, creierul echipei, aș spune eu. Bună ziua, Liviu. Concluziile tale după acest meci pe care l-ați dominat, însă 2-2 până la urmă, totuși meci amical. Da, așa e, un meci amical. Învățăm din greșeli. Încă suntem la relațiile de joc. Am avut 2 săptămâni de condiție fizică să preparăm. Și acum e al doilea meci. Și cam greu. Ne lipsește prospețime. Totuși, acești adversari vă ajută să prindeți mai multă încredere în voi pentru meciurile din campionat, având în vedere că sunt de un alt nivel față de echipele de Liga 4. Da, așa e. Bine că avem meciuri bune, meciuri cât de cât grele, la alt nivel. Sperăm noi să ne facem relațiile de joc cât mai bine și pe viitor să fim atenți la greșeli. La ce nivel este lotul pe care îl aveți în acest moment, Liviu? Deci lotul cu cei doi care au venit acum, eu zic că Liga a doua lejer. Avem un lot omogen, zic eu, relațiile de joc mai scârție puțin, dar eu zic cât de cât ne descurcăm. Au fost suporteri astăzi care v-au susținut. Cel mai probabil, dacă s-ar fi jucat pe terenul 5, ar fi fost și mai mulți. Da, e posibil. Noi mulțumim pe această cale suporterilor și așteptăm un număr cât mai mare la celelalte meciuri. Ai fost adversarul Stelei pe vechiul Ghencea. Da. Cât de dor ție sau cât de dornic ești să joci pe noul stadion? Normal, eu cred că ăsta e al treilea stadion pe care îl inaugurez. Am mai fost Național Arena și cel de la Craiova, pe care le-am inaugurat. E bine că să construiesc stadioane și abia aștept să finalizeze. Cât ți-ai mai propus să joci, Liviu? Ai 36 de ani, o faci foarte bine. Eu n-am avut accidentări și sper să nu am nici de acum acolo. Eu zic că, eu știu, 2-3 ani eu încă mai vreau să joc. 3 ani în Liga 1 pe noul Ghencea? Nu cred. În Liga 1 e greu, dar măcar să fiu lângă ei. Măcar să ajuți echipa să promoveze în Liga 1. Așa este. Ok, multă baftă în continuare. Atât de aici, din complexul Ghencea. La revedere!